Pandemia a anulat și cea mai mică șansă a copiilor abandonați să-și găsească părinți. Vizitele în centrele de plasament au fost interzise și astfel procedurile de adopție blocate total. Asta în condițiile în care, oricum, adopțiile în România sunt o aventură traumatizantă și mult prea lungă, atât pentru copii cât și pentru părinți. Așa se face că peste 3.000 de copii speră să ajungă curând într-o casă pe care să o numească acasă. Bună, sunt Andreas și am 26 de ani. Imediat după naștere am fost abandonat și am crescut în centrul de copii numărul 4 din Lugoj. Mai apoi am fost transferat la o fundație privată din comuna Checea, județul Timiș și nu am fost niciodată adoptat. Avea 4 ani când a crezut că în sfârșit va avea cui să spună mama și tata. Un cuplu din Danemarca voia să-l adopte. Andreas se uită și azi cu regret și dor la chipurile celor care ar fi putut să-i ofere cel mai prețios lucru, dragoste. De la el am învățat să mă bucur de muzică. Ea este mama Eva. Poza e făcută în Lugoj, la vizita la tribunal. În ziua aia am aflat că nu voi ajunge la ei în familie. Atunci a simțit, de fapt, că e abandonat pentru a doua oară și pentru totdeauna. M-a întrebat, vrei să ajungi la ei în familie? Am spus da. Și apoi m-a scos din sală. După câteva minute a ieșit și Eva și mi-a spus că nu mă duc în Danemarca acum și că mă întorc la Lugoj. Nici azi nu știe de ce a hotărât un judecător în felul ăsta destinul. Andreas a crezut multă vreme că el e vinovat. Cu vina asta trăiesc în jur de 3.000 de copii care ar da orice să aibă o familie. Paradoxal, în România există cel puțin tot atâtea cupluri care ar vrea să le fie părinți și au și dreptul de a adopta obținut în instanță, dar se lovesc de birocrație. Există perioade foarte lungi în care familiile sunt programate pentru a viziona copiii, iar, din păcate, de multe ori, felul în care copiii sunt prezentați familiilor în această bază de date nu este cel mai fericit. Dar principala piedică rămâne faptul că un copil nu poate fi declarat adoptabil decât după ce toate rudele sale sunt întrebate dacă nu cumva îl vor. Se deschide adopția căutând rudele fiecărui copil până la gradul al 4-lea și toate cele care au 18 ani trebuie să dea o declarație că nu se pot ocupa de creșterea și îngrijirea copilului. Vă spun din experiența mea ca manager de caz care a deschis adopțiile că este un proces destul de delicat și destul de întins în timp. Trebuie să învingă nu doar birocrația, ci multe alte obstacole. Asta a fost problema cea mai mare a sistemului maternal, care nu vrea să cedeze copilul. După ce l-a crescut câțiva ani, nu vrea să-l dea. Un proiect de lege care deschide calea copiilor către propriile case e acum în Parlament, dar coronavirusul a blocat și legile și adopțiile. Vizitele în centre au fost suspendate, procedurile de potrivire a familiilor cu copiii de asemenea au fost suspendate. Acești copii trebuie să ajungă cât mai curând în familii. Altfel, peste an se va umple țara de copii ca Andreas. Tocmai de aceea, el a decis să lupte pentru ei. Misiunea mea este să lupt pentru ca fiecare copil din România să crească într-o familie care să iubească și să o ocrotească.